astăzi vi-l prezentăm pe Omar Arnăut. Bine te-am găsit, Omar. Bine te-am găsit, Andra, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Ea e princess. Ea este princess, da, și ea este bucuroasă să vă vadă. Și cu destul, spatele. Destul de tristă că trebuie să vă vadă la cadru. Ia vină și la mine, princess. Hai, mă, de ce ești așa? Te-am agitat noi? Oulă, gata, te las. Ea este Mezina, este cel mai nou membru al familiei, nu-i așa? Da, ea este Mezina familiei. Am luat această pisicuță din spatele blocului. Noi mai avem un motănel și pe ea am adus-o într-un mod rapid, efectiv, acasă. Eram cu vecinii pe afară și în drum spre casă, prin spatele blocului, am zărit mai multe pisici, bineînțeles. Eram pe pragul să mai luăm încă una, să stăm cu trei pisici în casă, pentru că îți fură sufletul și e foarte greu să te abții. Dar ne-am luat inima în dinți și am făcut chestia asta și am știut să ne impunem oarecum o limită și știm că sunt acolo oameni care ar putea să ia și restul de pisici. Și a fost greu să plecăm din spatele blocului fără ceva la noi, efectiv. Și am adus-o acasă cu inima împăcată, că am salvat o vietate frumoasă. Și clar, era vorba și de frig și de condițiile în care ea ar fi trăit în continuare în viața ei. Te-ai gândit că vine iarna și că exact. Se și e greu. Mică și frumușică, o prinde frigul și că o să corect. Sufere. Corect. Și pentru că erau micuți și drăguți, ai zis că... Și era destul de timorată, să știi că acum e deja obișnuită, că prima oară nu fugea din brațe, abia se acomodase, abia, dar mă bucur nu știa că... unde e, mă bucur că e liniștit acum. Oricum o pisicuță, o pisică, un motan. Exact, un motan. Un motan mai măricel. Un motan. Da? E vorba despre Like, el e de foarte mult timp la noi acasă. Nici nu mai știu, cred că se fac 2 ani, 2 ani și ceva. El este un motan care a venit în familia noastră într-un moment în care am pierdut un alt motan. A fost o perioadă de tranziție foarte rapidă, mai exact de o zi. Ieri am pierdut primul motan, astăzi l-am luat pe Like. Și am pierdut animăluțul, a căzut de la etajul 6. Ceea ce a fost emoționant, în schimb, era că eu nu eram acasă și singura amintire pe care o am e că un animal, da? Poate foarte multă lume zice că n-are conștiință, te uită imediat, un animal. După ce a căzut, îți dai seama că ai mei, tata, fratele meu au coborât imediat să vadă care e situația și l-au adus aici în casă până când să sune la un cabinet veterinar, efectiv, pentru că era 3 dimineața. Și prioritatea pisicii care a fost să meargă la mine în cameră. Au adus-o acasă, a șchiopătat până la mine în cameră, a văzut că nu sunt acolo și s-a întins pe parchet. Și gata, asta a fost tot. După au dus-o la veterinar, au băgat-o în intervenție, a terminat intervenția, dar totuși era destul de mică pisica și n-au reușit să vadă dacă are o hemoragie internă. Și s-a dovedit că a avut, dar după 2 zile s-a strâns deja foarte mult sânge, foarte mult. Și a murit imediat după ce am plecat noi de la cabinet. A doua zi, mama plânsă toată, mi-a dat o chestie pe umeri, mi-a zis să-mi aduci pisică. Ea nu a vrut prima oară să aduc primul și primul animal mi-a pe care l-am avut. Mi-a spus mama ta că a durat cam o lună, două până ai convins. Exact, ea n-a vrut. Ai depus. Dar totuși după ce l-a pierdut pe primul, mi-a zis, tu astăzi mi-aduci pisică. Și a venit Like, motănelul pe care l-avem și acum, slavă cerului și lui Dumnezeu. Și pe el l-am luat de la o doamnă și... mi-a spus în felul următor. Fii atent că pisoiul ăsta, acum 2 zile, era jucat în picioarele unor copii, pentru că n-aveau minge. Era nehrănit și l-am adus pe Like acasă. Lucrurile au început să se rezolve cât de cât cel puțin în sufletul mamei mele. I-am făcut fericire, am adus pisoi nou și era foarte slăbut. Îmi aduc aminte și cum era capul lui. Când suntem în clasa a 3-a, 4-a și începem să învățăm să desenăm oameni, ne iese capul așa în toate părțile. Așa era craniul lui, efectiv. El n-avea carne pe cap, îi se vedea conturul exact cum e o schiță a unui pictor. Și l-am făcut să fie sănătos.